să plece la Brașov pentru niște analize. Dacă sunteți de acord să fie învoit? Sunt. Da? Ce vreau? Și atunci să trecem la procesul verbal al ședinței anterioare, îmi spunem la vot. Sunteți de acord? Obiecțiuni? Bună ziua și bine ați venit la această ședință a Consiliului Local din luna lui februarie. Iată că în sfârșit vom putea aproba și bugetul comunicat și pe anul 2019. Astăzi, perioada de viață, avem multe puncte, din care raportul anual de activitate al primarului comunicașii. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020. 3. Proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. 5. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații din imobil situat în Comuna Cașin, Satul Curița, aflat în domeniul public al Comunei Cașin, Cabinet de Medicină de Familie și Cabinet de Medicină Internă. Sunteți de acord cu ordinea? 6. Mai este unul. 6. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații din imobil situat în Satul Cașin, Comuna Cașin, aflat în domeniul privat al Comunei Cașin, Cabinet de Medicină de Familie și Cabinet de Medicină Internă. Da. Sunteți de acord? Da. Să începem cu primul punct, raportul anual de activitate al comunei. O rugăminte la dumneavoastră, dacă sunteți de acord, acest punct să-l citesc ultimul. Primul, da? Sunteți de acord? Da. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020. Articolul 1. Se aprobă bugetul. Va juca un pic de liniște, că dacă aveți pixuri și care vreți să vă notați, cifrele trebuie să vă notați, dacă sunt la centru. Articolul 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2020 la venituri în suma de 5.284.000 lei, din care venituri proprii 1.258.000 lei, cote defalcate din impostul pe venit 628.000 lei, sume defalcate din impostul pe venit 452.000 lei, sume din fondul la dispoziția Consiliului Județean 118.000 lei, sume defalcate din TVA 2.234.000 lei, subvenții pentru încălzirea locuinței 10.000 lei și la cheltuieli suma de 7.012.000 lei. Excedentul anului 2019 fiind în suma de 1.728.241,69 bani. Veniturile proprii ale bugetului local se compun din impozit din veniturile din transfer proprietății imobiliare 2.000 lei, impozite și taxe de proprietate, 468.000 lei. Taxe pe utilizarea bunurilor, 253.000 lei. Alte impozite și taxe fiscale, 91.000 lei. Venituri din proprietate, 66.000 lei. Amenzi și penalizări, 196.000 lei. Diverse venituri, 11.000 lei. Alte venituri, 171.000 lei, total 1.258.000 lei. Articolul 2. Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2020 în suma de 6.854.000 lei, după cum urmează. Capitolul 51. Administrație publică, 2.123.000 lei. Capitolul 56. Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială, 181.000 lei. Capitolul 61. Ordine publică și siguranță națională, 8.000 lei. Învățământ, 164.000 lei. Capitolul 66. Sănătate, nu avem nimic. Capitolul 67. Cultură, recreere și religie, 1.039.000 lei. Capitolul 68. Asigurare și asistență socială, 480.000 lei. Capitolul 70. Locuințe și servicii și dezvoltare publică, 502.000 lei. Capitolul 74. Protecția mediului, 309.000 lei. Capitolul 84. Transporturi, 2.206.000 lei. Total, 7.012.000 lei. Articolul 3. Se aprobă lista de investiții pe anul 2020, conform anexei 1, ce face parte
integrantă din prezenta hotărârii. La articolul 4 se aprobă proiectele bugetare pe anul 2021-2023, după cum urmează. Se aprobă proiectul bugetului pe anul 2021, atât la venituri cât și la cheltuieli, în suma de 5.328.080 lei. Se aprobă proiectul bugetului pe anul 2022, atât la venituri cât și la cheltuieli, în suma de 5.097.230 lei. Se aprobă proiectul bugetului pe anul 2023, atât la venituri cât și la cheltuieli, în suma de 5.199.820 de lei. Aceste aprobări sunt practic promozate. Ele, acele cifre din anii viitori vor fi cu totul alte, ori mai mari, ori mai mici. Articolul 5. Se aprobă exercițiul bugetar pe anul 2019 la venituri în suma de 5.661.875 de lei, 42 bani, și la cheltuieli în sumă de 5.114.637 de lei, 87 de bani, cu un deficit bugetar de 1.728.241 de lei, 69 bani, care s-a acoperit din fondul de rulment. Articolul 6. Se aprobă anexa 2 la HL privind repartizarea excedentului local în suma de 1.728.241 lei, 69 bani, pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare pe anul 2020. Articolul 7. Prezenta hotărâre se comunică prefectul județului Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentului buget contabilitate de și achiziții publice, în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul general al comunii. Articolul 8. Compartimentul buget contabilitate de venituri și achiziții publice va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Să vă citim lista de investiții. Lista de investiții a obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de bugetul local. Total, 3.241.000 lei. Lucrări de investiții în continuare, 2.764.000 lei. Lucrări noi, 284.000 lei. Alte lucrări de investiții, 146.000 lei. La administrația locală avem lucrări 38.000 lei, din care lucrări în continuare nu. Alte lucrări de investiții, 38.000, care reprezintă elaborare documentației PUC și RLU, conform HL 29 din 8.5.2019. HL 34/2009. La capitolul învățământ, 30.000 lei. Lucrări în continuare nu avem. Lucrări noi. Realizarea termoizolației Brașov, fostă școală din Curița, comuna Brașin, HL 70 din 16.12.2019, în valoare de 30.000 lei. Capitolul cultură de creier religie, 880.000 lei. Lucrări în continuare, 855.000 lei. Continuare lucrări la Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Muceniță Sofia, din satul Curița, comuna Brașin. Alte lucrări de investiții, 25.000 lei, extindere, modernizare, renovare, dotare, cămin cultural din satul Cașin, comuna Cașin, SF, 20.000 lei. Sprijinirea conservării și valorilor tradițiilor locale, dotare, 5.000 lei. Capitolul 70.02, locuințe, servicii și dezvoltare, 362.000 lei. Lucrări în continuare nu avem, lucrări noi, 254.000. Rețea canalizare în satul Curița, comuna Cașin, studiul de fezabilitate, 50.000 lei. Extinderea rețeaua electrică și luminat public, strada Frăției, sat Cașa, comuna Cașa, zona Andrășești, 40.000 lei. Extinderea rețeaua de apă și apă uzată, Poim, 164.000 lei. Alte lucrări de investiții, 108.000 lei. SF, extinderea rețeaua gaze în sat Curița, în sat Cașa, Cătun Poița și Vlașca, comuna Cașa, 90.000 lei. Loc de joacă pentru copii, carusel cu băncuță și leagă, 18.000 lei. Drumul și podul, 1.931.000 lei. Lucrări în continuare, 1.909.000 lei. Modernizarea drumului de întâlnit local în comuna Cașin, 1.603.000 lei. Extindere trotuar pietonal în Cașin, 306.000 lei. Lucrări noi nu sunt, alte lucrări de investiții dotare, 22.000 lei. Care cu panouri solare pot până în loc 22.000 de lei, asta este vorba de dotări. Știți când a fost scritura în 2016, a luat stâlpia și a secat și vântul acele panouri solare. Noi trebuie să le punem cât mai repede până în martie, când va fi vizita în teren, martie, aprilie, la FIP, ele să fie în poziție
când vin ei acum la ultima vizită. O să expiră perioada de monitorizare. Asta este lista de investiții și anul acesta. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumim! Proiectul numărul 2 privind indexarea chiriilor și a intervenției la imobile închiriate și concesionate. Știți prea bine, conform legislației vigoare, fiecare an aceste chirii și concesiunea se indexează conform indicului de inflație. Articolul 1. Pentru anul 2020, începând cu data de 1.1.2020, se indexează chiria și rezidența în conformitate cu rata de inflație ca fiind 3,83% la imobiliile închiriate de Consiliul Local ca și unor persoane juridice și fizice, după cum urmează. Teren domeniu public 50 metri pătrați, II Nușu Maria, beneficiar, chiria pe anul 1 ianuarie 2020 va fi de 2.375 lei. Teren stație autobuz 36 metri pătrați, 10 abii cum se lei, ca și concesiune, chiria va fi de 2.071 lei. Teren domeniu public 32 metri pătrați, 10 comosele lei, ca și chiria va fi de 1.232 lei. Dispensar medical, construcție 67,80 metri pătrați și teren aferent 31,50 metri pătrați, CMI Dr. Stella Ionescu, concesiune, chiria va fi de 538 lei. Pășune domeniu privat, lotul 6, 29,28 hectare ovine, persoană fizică autorizată de Chiuță George, 17.100 de lei. Aici se indexează chiria, dar cred că aveau știință cât o curând, săptămâna viitoare, o ce vom analiza legat cu cei de la Direcția Agricolă, s-a modificat legea prin care a fost închiriate aceste pășuni. Nu le expiră contractul de concesiune anul acesta, în mai, da? Și va trebui făcută o altă procedură de atribuire a pășunii comunale către crescătorii de ovine și bovine de pe raza localității noastre, conform ultimei legi apărute, ordonanța 34, care o abrogă pe cea 460, acum și eu, dacă o mai bine mai zic, prin care s-a concesionat în 2010. Și atunci este o altă procedură, din păcate, la noi va fi mai greu la Comuna Cașin, fiindcă pășina nu a pic, face parte, trebuie să-i schimb doar un pic, ca să aud oameni când vom face un butoar și să știe ce vor. Pășinea noastră face parte din domeniul privat a Comunei Cașin. Făcând parte din domeniul privat a Comunei Cașin, în noua lege spune că ea trebuie dată prin încredințare directă și nu mai face obiectul licitației. Ceea ce o să ne grinioze un pic munca, fiindcă prin citație a fost mult mai sigur 2010, a fost cu plică închis, cine a dat mai mult, acum prețul va fi stabilit în hotărâre de Consiliul Județean, da, pentru tona de iarbă, de pe hectar, care va fi ajustat cu o formulă de calcul conform amenajamentul pastoral pe care l-am făcut acum 2 ani, poate, nu? Dar la secretarea de asta acum. Va fi mai complicat, știți că a fost și în 2010 nemulțumiți, acum cu siguranță vor fi alții nemulțumiți, dar sperăm să găsim o formulă de calcul, am vorbit cu un consultant, cât mai bună, ca să, zic eu, să fie toată lumea păcată. Așa este bine. Da. Mai departe. Pășune domeniul privat, lotul 2, 48,40 hectare, ovine, persoană fizică autorizată, Ghiuță Gheorghe, 7.312 lei. Pășune domeniul privat, persoană fizică autorizată, tot Ghiuță Gheorghe, 17.100 de lei. Pășune domeniul privat, lotul 9, 7 hectare, Bărănică Ion, 699 lei. Pășune domeniu privat, lotul 4, 61,49 hectare.
Întreprindere individuală, prețul Ioan Adrian, 3.201 lei. Pășune domeniul privat, lotul 3, 48.41 hectare, caprine, 10 maxim milk, SRL, cașe, 2.692 lei. Aici sunt o bine. Pășune domeniul privat, lotul 1, 48.79 hectare, o bine, Cepoia Gheorghe Adrian, 2.739 lei. Farmacie, construcție, 36 metri pătrați, teren aferent, 31 metri pătrați, 10 rate fac SRL Onești, 1769 lei. Total 58.827 lei. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumim! Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și dezințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. O să vă citesc referatul, e foarte mult aici de citit. Referatul de aprobare. La proiectul de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și dezințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pe anul 2020. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemului de utilități publice aferente serviciului pe baza de strategie de dezvoltare a acestuia. Având în vedere prevederile documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide din județul Bacău și actele adiționale numărul 1, numărul 2 și numărul 3 la același document de poziție, se apreciază faptul că pentru asigurarea finanțării serviciului de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare, părțile convin de comun acord să stabilească în condițiile legii taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorului casnici care să acopere tarifele operatorului de salubrizare care deservesc utilizatorii respectiv cu luare în considerare a tuturor activităților componente ale serviciului de colectare a deșeurilor până la eliminarea acestora la depozit sau alte instalații pe întregul flux al deșeurilor. Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici care ca mecanism de finanțare a sistemului integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău este prevăzut în contractul de finanțare și analiză instituțională anexe ale contractului de finanțare numărul 13.826 din 11.04.2011 pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Ținând cont contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău numărul 180/2957/06/05/2015, încheiat cu 10 compania Rompress Service S.A. și contractul de delegare gestiunii serviciului de salubrizare numărul 1087/1078/16.04.2018, încheiat cu 10.100 S.A. Având în vedere principiul menținerii echilibrului contractual prevăzut în articolul 25 din legea 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților republicată cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare faptul că data de 17.07.2018 a fost publicată ordonanța de urgență a Guvernului 74 pentru modificarea și completarea legii numărul 211/2011 privind regimul deșeurilor, a legii numărul 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196/2005 privind fondul pentru mediu. Văzând hotărârea adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 10/5/12/2019, privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeuri municipale, deșeuri de construcții și de dezințări
și destinate a fi eliminate prin depozitare până în anul 2020. Văzând prevederea anexă 5 din ordonanța de urgență 74, anexa 2 la ordonanța de urgență a guvernului 196/2005, articolul 9, aliatul 1, litera C, din ordonanța de urgență a guvernului numărul 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare. Văzând prevederea articolului 16 din ordinul 109/2007, norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salarizare. Ținând cont de adresa numărul 3114 din 13-10-2019, înregistrată la sediul ADIS Bacău sub numărul 3868 pe 31-10-2019, privind solicitarea de ajustare și modificare a tarifelor înaintată de către SCE-Ecosud SA. Cunoscând prevederile contractului de legare a gestiunii serviciului de salarizare numărul 1078/1087 din 16.04.2018, încheiat de ADIS Bacău, numele și seama tuturor UAT-urilor din județul Bacău. Ținând cont de prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 74, pentru modificarea și completarea legii numărul 2011 privind regimul deșeurilor, a legii numărul 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196 din fondul de mediu. Luând în considerare adresa ADIS Bacău cu numărul 4506/20-12-2019, înregistrată la Consiliul Local al Comunei Cașe, sunt numărul 10.101/20-12-2019, prin care ne-a solicitat aprobarea cuantumului de 80 de lei per tonă, fără TVA, reprezentând contribuție la economia circulară cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2020. Având în vedere cele mai de mai sus, supus prin aprobare proiectul hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitarea pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și 7, din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Da, mulțumim. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații din imobil situat în comuna Cașe, Satculița, aflat în domeniul public al comunei, cu destinație cabinet medicină de familie și cabinet medicină intern. Articolul 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unor spații suprafață de 15,2 metri pătrați, cu destinație cabinet medicină de familie și 38,67 metri pătrați, cu destinație cabinet de medicină internă, din imobilul situat în comuna Cașe, Satculița, aflat în domeniul public al comunei. Articolul 2. Închirierea se va face conform prevederilor legale în următoarele condiții. Datele de identificare și valoarea de inventar ale bunurilor care fac obiectul închirierii în Satculița, suprafață construită de 229 metri pătrați, regim de înălțime pe plus 1, fundație de beton, pereți din cărămiță, acoperișuri din lemn, veritoare din tablă, raportarea rețeaua electrică, terenul aferent este de 11.160 metri pătrați, inclusiv plata construcției și teren scurt în suprafață de 4.500 metri pătrați, alei betonate în suprafață de 515,8 metri pătrați și alei balastate în suprafață de 344 metri pătrați, numărul cadastral 60.657, poziția 179 inventarul bunurilor, aparținând domeniul public al comunei. Valoarea de inventar fiind de 997.623,33 bani. Destinația dată bunului care face obiectul închirierii, cabinet medicină familie, 15,2 metri pătrați și cabinet medicină 38,67 metri pătrați. Durata închirierii 2 ani. Prețul minim al închirierii 2 euro metru pătrat pe lună, respectiv 9,6 lei metri pătrați, 1 euro egal 4,76 la data de 14.11.2019. Articolul 3. Se mandatează primarul Comunei Cașe, domnul Daniel Soroiu, ca numele și pentru Comuna Cașe să încheie, să semneze contracte de închiriere cu ofertanți declarați câștigători ai licitației publice.
Articolul 4. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârea primarului Comunei, compartimentului buget contabilitate venituri și achiziții publice, consilierul juridic Radu Maria Daniela și prefectul județul Bacău. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind închirierea unor spații din imobilul situat în satul Curița, Comuna Cașin, aflat în domeniul public al Comunei, cu destinație Cabinet Medicină de Familie și Cabinet de Medicină Internă, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumim. Următorul punct, proiect privind închirierea unui spațiu din imobilul situat în Comuna Cașin, stat Cașin aflat în domeniul privat al Comunei, cu destinație farmacie și cabinet de medicină intern. Articolul 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unor spații pe față de 51,07 metri pătrați, cu destinație farmacie și 19,20 metri pătrați, cu destinație cabinet de medicină intern din imobilul situat în Comuna Cașin, stat Cașin, aflat în domeniul privat al Comunei. Articolul 2. Închirierea va avea loc conform prevederilor legale în următoarele condiții. Datele de identificare și valoarea de inventar ale bunului care fac obiectul închirierii. Suprafața construită este de 130 metri pătrați, regim de înălțime P plus M, suprafața desfășurată 171 metri pătrați, suprafața utilă la parter 95,96 metri pătrați, iar la mansardă 35,04 metri pătrați, fundația din beton, pereții din cărămidă, acoperiști din lemn, învelitoare din tablă, raportarea rețeaua electrică, rețea de gaze și rețea de apă potabilă. Dispensarul a fost extins și modernizat în anul 2019, având următoarea compartimentare. Parter, hol, 13,17 metri pătrați, vestiar, 2,8 metri pătrați, depozit de deșeuri materiale, 1,8 metri pătrați, cabinet consultații, dispensar, 13,62 metri pătrați, sală tratamente, 12,75 metri pătrați, farmacie, 15,44 metri pătrați, depozit de medicamente, 9,75 metri pătrați, vestiar, 4,9 metri pătrați, sală de așteptare, 6,63 metri pătrați, hol, 9,99 metri pătrați, grup sanitar, 1,61 metri pătrați, grup sanitar, 2,69 metri pătrați, grup sanitar, 2,66 metri pătrați, mansardă, hol, 2,44 metri pătrați, cabinet stomatologic, 16,39 metri pătrați, sterilizare, 1,59 metri pătrați, cabinet medicină internă, 14,42 metri pătrați, poziția 8 din inventarul bun la partidul domeniului privat al Comunei. Valoare de inventar, 483.568 de lei, 0,7 bani. Destinația dată bunului care face obiectul închirierii, farmacie, 51,07 metri pătrați și cabinet medicină internă, 19,20 metri pătrați. Durata închirierii, 5 ani. Prețul minim al închirierii, 2,5 euro metru pătrat per lună, respectiv 11,8 lei metru pătrat, 1 euro 4,72 la plata de 26.07.2019. Articolul 3. Se mandatează primarul Comunei Cașin, domnul Daniel Soroiu, ca numele și pentru Comuna Cașin, să încheie să semneze contractele de închiriere cu ofertanții declarați câștigători ai licitației publice. Articolul 4. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii primarului Comunei, compartimentul buget, contractări de venituri și achiziții publice, consilierul juridic Radu Maria Daniela și prefectul județului Bacău. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind închirierea unor spații din imobilul situat în sat Cașin, Comuna Cașin, aflat în domeniul privat al Comunei, cu destinație farmacie și cabinet de medicină internă, în conformitate cu prevederile articolului 125, articolul 136, aliniat 6 și 7, din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumim frumos! Cabinetul
de medicină familică, care a spus atenția doamnă doctor Ionescu, va fi prelungit în act adițional, contractul, adică face obiectul de alte legi pentru medici familie, dar cu valoarea închirierii, a prețului de venință pătrat, actualizat la zi de către evaluator. Acolo nu se mai face sustanție, că are... Are concesiune. Are concesiune. Da, și sunt modelea doua de legi, că vreți să faci. Bun. Și la farmacologie ați făcut deja. Mai rămâne internă. Da, acum scoatem internă și farmacia. Farmacia trebuie scos. La farmacia vreau 36 de metri pătrați. Probabil ați mai scos. Și spațiu comun. Da, în spațiu comun, da. Și ce s-a... Fiindcă iau și nevoie de spațiu mare, sunt ce s-a farmaciei. Propozitarea, da. Nevoie de spațiu mare. Da. Raportul primar comunicat și în pe anul 2019. Privind starea economică și de mediu a unității administrative teritoriale, conform ordonanței de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. Primarul reprezintă autoritatea executivă a administrației publice locale, autoritatea sa fiind reglementată prin ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. Din punct de vedere economic-financiar, primarul urmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și ne supune aprobării Consiliului Local. De asemenea, verifică în oficiu sau la CV încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul local și comunică cele constatate Consiliul Local, execută funcția de ordinator principal de credite și răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunii. Capitolul 1. În anul 2019, misiunea compartimentului buget contabilitate venituri achiziții a constat în 1. Elaborarea bugetului comunei, ca și de bază fundamentată economic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și utilizarea acestuia ca un instrument eficient de management. 2. Întocmirea contului anual de execuție a bugetului. 3. Organizarea contabilității veniturilor încasate, a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului local aprobat, a mijloacelor extrabugetare și a fondului de destinații speciale, respectiv a proiectelor finanțare externă nerambursabilă a firmei. 4. Reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile și imobile, a drepturilor și obligațiilor instituției, precum și a mișcărilor și modificărilor intervenite în urma operațiunilor patrimoniale efectuate. 5. Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. 6. Acordarea vizitei de control financiar preventiv pe angajamentele legale și pe documentele prevăzute de OMFB numărul 1792/2002. 7. Asigurarea informațiilor necesare de ordonatorului principal de credite cu privire la execuția bugetului și a patrimoniului aflat în administrare. Compartimentul buget contabilitate, achiziții și venituri a realizat următoarele activități. A întocmit la trezele prevăzute de lege proiectul bugetului general al Comunei Cașin, asigurând prezentarea documentului necesare în vederea aprobării bugetului pe anul 2019 de către Consiliul Local. A fundamentat, estimat, propus și urmărit evoluția bugetului general care s-a concretizat astfel. Bugetul anul 2019 a avut prevederi de venituri proprii în suma de 1.519.000 lei și a realizat 1.100.000 lei, iar la cheltuieli prevederile bugetare au fost de 6.073.500 de lei și s-au realizat 5.114.637,87 bani. S-au urmărit permanent realizarea bugetului local, stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna executare a acestuia, în funcție de fondurile alocate, a propus rectificare bugetul general, astfel realizându-se un număr de 7 rectificări și 3 dispoziții și virări credite. S-a verificat, analizat și centralizat pe parcursul anului fundamentarea și propunerea de rectificare a bugetului instituției. S-a supus spre aprobare a ordonatorului principal de credite repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului local în funcție de termenul de încasare și a veniturilor și de perioada de realizare a cheltuielilor. S-a înaintat spre aprobarea ordonatorului principal de credite modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor de cheltuielilor bugetare și gravamente de credite bugetare pentru buna derulare a activități finanțate de bugetul local, care s-a concretizat în emiterea două dispoziții. S-a întocmit proiectul bugetului pe anul 2020 și estimarea bugetară pe anii 2021-2023. Alte activități desfășurate de personalul compartimentului. A supus prin aprobarea Consiliului Local utilizarea excedentului anual pentru finanțarea unor cheltuieli din secțiunea de dezvoltare a bugetului local. Lunar a asigurat fondurile necesare desfășurării activității prin întocmirea deschiderilor de credite către trezorerie și notele justificative și de fundamentare ale sumelor utilizate pentru cheltuieli.
a verificat periodic încasarea veniturilor și încadrarea cheltuielilor în creditele bugetare aprobate și a adus la cunoștință ordonatorul de credite cele constatate. A condus evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugete, defalcat pe capitole, subcapitole, articole și aliniate. A organizat și condus întreaga evidență contabilă în conformitate cu prevederile legale. Pe baza documentelor justificative prezentate de către compartimentele de specialitate, a întocmit documente de plată către organele bancare, către agenții economici și alte instituții. A întocmit lunar balanța de verificare, a întocmit trimestrial bilanțul contabil și darea de seamă contabilă, a întocmit raportările lunare și trimestrial lunar se depun pe sistemul online Forecbook. Următoarele formulare, F1118, plăți restante și numărul de post, și F1102, balanța de verificare. Obiective avute în vedere. 1. Buna gestiune financiară pentru asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și administrarea domeniului public. 2. Identificarea proiectelor de operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și sau încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public și sau fondurile publice. Urmărirea angajării cheltuielii s-au făcut în tot cursul exercițiului bugetar, astfel încât să existe certitudinea că bunurile și serviciile care au făcut obiectul angajamentului au fost legate, respectiv prestate sau plătite în exercițiul bugetar respectiv. În scopul garantării acestei reguli s-a verificat permanent că angajamentele legale, respectiv toate actele în care instituția a contractat o datorie față de terți creditori, să fie precedate de angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare plății angajamentelor legale. Această activitate a dat asigurări ordonatorul de credite că a angajat și a utilizat creditele bugetare numai în limita prevederilor potrivit destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. În cursul anului 2019 s-a întocmit și verificat angajamente bugetare legale și ordonanțări pentru activitatea propria primăriei. Asigurarea fondurilor necesare finanțării investițiilor în perioada 1.1.2019, 31.12.2019 s-a realizat atât din surse de la bugetul local, cât și din alte surse AFIR. Lucrări de investiții, total valoare 2019, 711.928,27 bani, din care proiectare, total valoare 2019, 27.569,43 bani, lucrări de construcții și montaj, total valoare 549.461,86 de bani, dotări 58.819,57 de bani, autorități publice, total valoare în 2019 76.077,41 de bani. În anul 2019 am avut venituri total realizate în suma de 5.761.875 de lei, 42 de bani, cheltuieli în sumă de 5.114.637 de lei, 87 de bani, cu un excedent de 1.728.241 de lei, 69 de bani, ce reprezintă sume AFIR pentru modernizarea drumului în comuna Cașa. Veniturile bugetului local pe anul 2019 a fost compuse din venituri proprii, cote alocate din impozite pe venit, sume defalcate din TVA, subvenții, sume primite din bugetul AFIR, finanțarea programului de dezvoltare locală. Veniturile proprii ale comunei s-au realizat astfel. Impozitul pe veniturile de transfer al proprietăților imobiliare din patrimoniul personal am avut prevederi bugetare de 12.000 de lei și s-a realizat suma de 2.078 de lei. Impozitul de clădiri persoane fizice am avut prevederi bugetare în sumă de 211.000 lei și s-a realizat suma de 137.062 lei, rămășiță de încasat suma de 68.015 lei. Impozitul de clădiri persoane juridice am avut prevederi bugetare în suma de 161.000 lei. S-a realizat suma de 105.402 lei, rămânând de încasat suma de 6.376 lei. Impozit terenul persoanei fizice, am avut prevederi bugetare 96.000 lei, s-a încasat suma de 55.348 lei, fiind de încasat suma de 46.071 lei. Impozit terenul persoanei juridice, am avut prevederi bugetare în suma de 3.000 lei, s-a încasat suma de 2.983 de lei, rămășită de încasat fiind suma de 2.027 lei. Impozite pe terenul din extravilan. Am avut prevederi bugetare de 100.000 lei, s-a încasat suma de 50.989 lei, rămășită de încasat fiind suma de 89.389 lei.
Impozit de mijloace de transport deținute de persoanele fizice. Am avut prioritări bugetare de 226.000 lei, s-a încasat suma de 173.707,99 bani, rămășită de încasat fiind suma de 314.722 lei. Impozit de mijloace de transport deținute de persoane juridice. Am avut prevederi bugetare de 63.000 lei și s-a realizat suma de 49.397 lei. Alte impozite taxe locale, am avut prevederi bugetare de 104.000 lei, s-a încasat suma de 70.806 lei și a rămas de încasat suma de 29.343 lei. Venituri din închirieri și concesiuni, am avut prevederi bugetare de 79.000 lei, s-a încasat suma de 57.646 lei, rămânând de încasat suma de 3.268 lei. Taxe extrajudiciare retinte, am avut prevederi bugetare de 17.000 lei, s-a încasat suma de 11.118 lei, și-a rămas de încasat 17.108 lei. Venitul din amende, am avut prevederi bugetare de 219.000 lei, s-a încasat suma de 189.777 lei, 13 bani. Rămășită de încasat suma de 1.176.122 de lei. Ați auzit, nu? 17.000 lei. Taxele de pe... și asta întreagă jos la buget, știți. Adică finanțele din Consiliu, că acei bani se tămăște. Și, din păcate, nu-i putem recupera sau îi putem recupera foarte mult. Taxe speciale de pompieri. Am avut o prevedere de 17.000 lei, s-a încasat suma de 10.487 de lei, rămășiță neîncasată nefiind. Alte venituri taxa pentru colectarea deșeurilor, am avut prevedere bugetare de 211.000 lei, s-a încasat suma de 169.658 lei. Raportul activității pe anul 2019 al Biroului de Impozite și Taxe. Raportul activității pe anul 2019 la Biroul de Impozite și Taxe este următorul. Aici, nu să vă citesc, că este cam ceea ce mai sunt, da? Ca să vă citesc. Iar cifrii și cam același cifrii se repetă, da? O să vă citesc numai ce, ce documente au eliberat. S-au eliberat următoare documente. Certificatele fiscale s-au eliberat un număr de 1070 de bucăți. Înmatriculări auto și radiere auto 608, dintre care 331 de matriculări, 277 de radiere. Înscriere că de șterier 130 de grade de impunere, s-a răspuns la un număr de 205 adrese, autorizații de funcționare s-au eliberat un număr de 87, s-au pus extrase de venituri în dosare și s-au înregistrat acestea program de contabilitate, somații titlului executorului și adrese de ființare apropriei s-a eliberat un număr de 235, s-au făcut modificări în programul de impozite taxe conform noilor schițe cadastrale pentru că șterierul, s-au înregistrat un număr de 507 procese verbale de constatare a contravenților, amenzi, pentru care s-au întocmit confirmări de primire care au fost emise la diferite posturi de poliție, s-au verificat și completat dosare de insolvabilitate existente și s-au întocmit altele voi, s-au înaintat dosare de executare strictă pentru transformare amenzilor în muncă de folosul comunității, s-au întocmit registrele de case zilnice, s-au depus sumele încasate la trezorerii, s-au întocmit și s-au ridicat cecurile, s-au achitat sumele cu venite privind ajutoare de încălzire, salarii, indemnizații. S-au dat relații zilnic diferiților contribuabili privind impozite și taxe locale. Capitolul 2. Proteste sociale și stare civilă. La venitul minim garantat pe anul 2019 am avut un număr de 80 de dosare, un lucru, din care 50 dosare în mâini. Acum, mass media asta, Facebook, cel puțin, să zic așa, pe mass media, dar nu e pe site. Socializare, toată lumea țipă cu ajutorul social. Deci că avem, avem dosare nu puțin, foarte puțin, vis-a-vis de alte localități, nu știu. Câte mai sunt? Buciumul, vă dau un exemplu cu una, Buciumul, nu există. Au 200 dosare. Dar la trebuie au 200. Noi avem 80. În aceste 80 dosare avem foarte mult dosare la cei bătrâni care nu pot să muncească. Deci nu sunt abit de muncă. Da, deci nu știu că așa, dosare, lucru din care 15 dosare noi. S-au făcut 23 dosare de alocații de stat, 9 dosare de indemnizații de creștere de copil până la 2 ani, 6 dosare stimulente de inserție, 25 dosare de ajutor de încălzire a locuinței, s-au acordat 8 ajutoare de urgență, s-au efectuat 200 de anchete sociale, 30 adeverințe eliberate pentru beneficiare de venit minim garantat. La protecția copilului și a persoanei vârstnice s-au întocmit următoarele acte. Anchete pentru Comisia de Handicap, 48, anchete pentru judecătorie, divorț cu minori, 15,
Achete, bursă, bani de liceu, bursă, facultate, achiziție, calculator, 14. Achete, persoane instituționalizate, încedere, plasament, 23. Achete, serviciu, probațiune, 5. Dosare, asistente personale ai persoanelor cu handicap, grad 1. Dispoziții, contracte de muncă, acte adiționale, rapoarte de activitate. Din 1 ianuarie până în 1 aprilie au fost 18 dosare asistenți personali, începând cu 1 mai. 13 asistenți au trecut pe indemnizații de însoțitor, au rămas 4 dosare asistenți personali, iar cu unii asistenți i-a citat de drept contractul de muncă. Dosare indemnizații persoane cu handicap, dispoziție anchete, 25. Dispoziții, instituire, curatelă, rapoarte de monitorizare și care de seamă tutelă, fișe de monitorizare trimestrială cu privire la protecția dreptului copilului, anchete, cazul copii preluați în sistemul de protecție. Apostol Iliana, Neagoie Tânuț, Cibotaru Mădălina, Cibotaru Andra, Ungureanu Ana Maria, Cibotaru Denisa Lian. Dosare alocate de susținere, dispoziția postare dată, modificare, încetare, anchete, stabilire și la 52 de curăță. La starea civilă s-au întocmit următoarele acte. 11 acte de naștere, transfer, 17 acte de căsătorie întocmite, 40 acte de deces, 2 transferi acte de deces, certificate eliberate de cer, la cele, 23 certificate de naștere, 34 certificate de căsătorie, 11 certificate de deces, 21 extrase după acte de stare civilă eliberate la cererea instituțiilor, 211 mențiuni efectuate pe actele de stare civilă, eliberat anexa 24 pentru 52 de solicitări. Deci 40 și 51. Unul de ce se a avut loc la anul 11 și cu 14 înscriși, 325. 25. Jumătate. Capitolul 3. Sănătate. În Comuna Cașin funcționează două cabinete medicale, un medic și asistent, care deservesc satul Cașin și satul Curița, o farmacie care deservește tot locuitorul Comunei Cașin. S-a efectuat vaccinarea la toți copiii din Comuna Cașin. Numărul pacienților înscriși la medicul de familie este de 2376, din care 1796 asigurați. S-au înregistrat 8 nașteri, s-au înregistrat 3 cazuri TBC și sunt luați în evidență 497 cetățeni cu boli COVID. Capitolul 4. Raportul privind SVS-ul. Activitatea Serviciului de Voluntariat de Urgență a Cașin, în cursul anului 2019, s-a desfășurat conform legii 481/2004, legii 307/2006, legii 446/1996, privind pregătirea populației pentru apărare cu modificările și completările ulterioare, precum și a ordinilor MAI și IGSU, privind planificarea, organizarea, pregătirea și desfășurarea activităților de prevenire și intervenții în situații de urgență la nivelul localităților. S-a răspuns tuturor solicitărilor de detașamentul de pompieri onești și a ținut legătura telefonic pentru clarificarea, raportarea privind situații de urgență apărute pe raza Comunei Cașin. S-a făcut exercițiul de alarmare cu sirena în prima zi de miercuri, la fiecare luni. S-a făcut înștiințări specifice de informare a cetățenilor, având în vedere atenționările primite pentru diferite fenomene meteorologice periculoase apărute pe parcursul anului și au fost afișate la sediul primăriei și la toți agenții economici de pe raza comună. Au fost înaintate înștiințări scrise preoților din comună cu ocazia sărbătorilor pascale privind normele de protecție împotriva incendiilor. Au fost înștiințați președinții secției de votare cu ocazia desfășurării alegerilor europarlamentare prezidențiale privind normele de protecție împotriva incendiilor. S-a intervenit în următoarele situații de urgență care au apărut pe parcursul anului, după cum urmează: incendiu Gură Ciprian, incendiu vegetație în punctul Saramură, Curița, la familia Maxim Constantin, participarea alături de echipele specializate pentru eliberarea ursului prins în lat, în punctul Poița, supravegherea tuturor punctelor în care au fost focuri aprinse cu ocazia sărbătorilor de Sfântul Dumitru, incendiu la familia Verdan Ioan. Gospodările comunale s-au efectuat o serie de lucrări, după cum urmează. S-a intervenit cu bordul excavatorul pentru dezbezirea drumurilor comunale în satul Cașin, precum și a sărbătorit primăverii și 22 decembrie, realizarea, instalarea și finisarea balustradelor podurilor peste părâul Curița, în punctul de Blașca de Jos și Marius Dima, Curița. S-au montat și demontat cei 3 secții de votare cu ocazia alegerilor europarlamentare și prezidențiale, ce au avut loc în anul 2019. S-a reparat acoperișul și împrejmuit fântâna publică din fața bisericii de la Măică. S-au reparat și dăruit pereții de la Baia Comunală și la Căminul Cultural. S-au reparat tribunele din cita școlii Cașin.
S-a liberat gardul de la Baia Comunală, s-a dat cu lac și ulei porții de la Baia Comunală și Părculeț și cele două foișoare. S-a reparat monumentul eroilor în fața primăriei Cașin. S-a tăiat materialul și s-a confecționat și montat crucile de mesteacă din punctul Păiul Sărat. S-a participat la organizarea și desfășurarea competiției sportive organizate cu ocazia Zilei Comune. S-au decomodat șanțul, s-a amenajat platforma de pământ în punctul podul Curiții, s-a decomodat părâul Ada, s-au curățat fântânele publice cu ajutorul pompei submersibile, s-a scos puntea din albia părâul Curița și s-a repoziționat în punctul Brânz la Vasile, s-a construit un dig de protecție împotriva apei la stadionul Cașin, s-a reparat drumul de la Baia Comunală, la podul Biceac, s-a reparat puntea de la puntea de acolo Biceac, s-au întreținut și amenajat în permanență cele două bani sportive din comună, s-au întocmit la poate de necesitate pentru achiziționarea întregului necesar pentru buna desfășurarea aparatului de specialitate de cadrul primăriei, s-au efectuat și montat balustrade de la podul din Vlașca și la cel din Curița, punctul Dima, s-au reparat porțile din curtea școlii Cașin, s-au reparat băncile din centrul civic, s-au montat panouri indicatoare la intrare în satul Cașin și Curița, s-au refăcut scena din Căminul Cultural, s-a efectuat și montat grații de protecție la geamul despre stadion la Baia Comunală, s-au vopsit cu lac cele două porți ornamentale cu ulei și acoperișul acestora, s-au efectuat și montat o barieră metalică la intrarea în spatele porții primăriei, s-au participat la construirea unui dig de protecție cu stagiul de zi la stadion, aici am repetat. S-a confecționat trei leagăre pentru copii în satul Curița, s-a participat la tăierea transportului și montarea celor trei benzi în comună cu ocazia sfătului de iarnă, braz. Așa s-au montat și demontat steagurile în comună cu ocazia zilei naționale. Aceste activități au fost făcute în regie proprie, deci nu s-a cheltuit bani decât cu materiale și nu s-au plătit altceva, de către următorii angajați: Tudorache Ion, Brânză Constantin, Gosavi Ionuț, Lupu Florin, Motocul Iviu, Răscovise Petre, sub directa urmare a domnului viceprimar Dragu Adrian. Capitolul 5. Educație, cultură și sport. Educația este asigurată prin școala gimnazială Institutor Nicolae Băslaru, două grădinițe, una în satul Cașin și una în satul Curița, și cu un număr de 21 de cadre didactice, din care 3 educatori, 5 învățători și 13 profesori, 9 titulari și 4 suplinitori. 181 elevi în învățământul primar și gimnazial, la grădința Cașin 35 preșcolari, iar grădința Curița 12 preșcolari. Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 2018-2019, elevi înscriși 181, veniți 2, elevi plecați 5, 171 elevi promovați, repetenți 2, nu s-a înregistrat niciun abandon. S-a profesionat cu lemne pentru sezonul rece, atât școala Cașin cât și grădința Curița. Referitor la cultură, Biblioteca Comunală își desfășoară activitatea conform unui orar de funcționare de 8 ore zilnic, luni vineri, având la dispoziția utilizatorului un fond de carte de 8.722 de volume, din care 4 pe suport electronic, toate cu acces liber la RAF și în dotare 4 calculatoare conectate la internet cu acces gratuit, faptul care a făcut să crească atât numărul utilizatorilor PC, cât și al cititorilor. Numărul utilizatorilor înscriși este de 385, iar cei vizați activi în anul de curs este de 300, noi înscriși 21, conform raportul statistic anual TOME. Prin participarea doamnei bibliotecare Nicoleta la cursul de formare profesională, Biblionet, organizarea Biblioteca Județeană Bacău, se pot iniția utilizatorii începători în tehnologia informației și a calculatoarelor. Participă la toate cursuri de instruire și perfecționare profesională trimestrială atât la Biblioteca Județeană cât la cea municipală. De asemenea, a participat și susținea activitățile culturale ce s-au desfășurat în comuna Cașin, cu ocazia sărbătorii zilele Cașin 2019, participă și își aduce aportul când este solicitat în toate activitățile culturale ce se desfășoară în comuna noastră, colaborează în proiectele culturale educaționale cu școala de Curea Stat. S-au primit prin contract de donație un număr de 283 de volume de la diferite persoane. Zanfir Cristian 5, persoana anonimă, 258, nu este anonimă, noi o știm, dar nu a avut să-și dea numele, este din comuna Cașin. Dacă n-am să-și dea numele, nu pot să-l zic. Biblioteca Județeană 20 volume. Biblioteca Comunală Cașin a fost parte în proiectul KIT S4 Conding Onești,
Proiect inițiat de o grupă de copii la Biblioteca Municipală a Doaxeții, Onești, sub coordonarea bibliotecarii Alina Tene. În paralel cu activitatea de bibliotecă, îndeplinesc și alte stații și atribuții date de șefii ierarhici. Cu ocazia sărbătorilor zilei Cucașului, s-au organizat mai multe activități și anume. Defilarea Crăciunului Covid-19, s-au depus coroane și s-a ținut ceremonia religioasă la cimitirul Cruncilor de Vesteacă, la Cărău Sărat. S-a organizat festivalul Gora care ne unește, la care au participat delegații din Comuna Mahala, Raionul Marea Suliță, Regiunea Cernăuți și din satul Colibaș, Raionul Cabul, Republica Moldova, din Comuna Rucă, Dragoslavie și Sovejă. Urmat de un spectacol de muzică populară și ușoară, participăm peste 1000 de persoane. A doua ediție, Poplița Sticlăriei, spre linia Flotului, 2019. Dar data de 1.10.2019 sau cu ocazia sărbătoririi zilei persoanele vârstnice, sala de ședință a Consiliului Local Cașin, într-un cadru festiv, s-au premiat cuplurile care au primit 50 de ani de căsnicie. Cu ocazia zilei eroilor și a zilei naționale de 1 decembrie, având în vedere că a fost un an apropiat de cel centenar, a avut loc frumoase manifestări dedicate eroilor neamului care au luptat pentru Marea Unire a Neamului Românesc, unde au participat elevii școlii Cașin, cadre didactice, preoții comune, funcționari publice ai primăriei Cașin. Câțiva consilieri, cetățenii ai comunei Cașin s-au depus coroane de flori și s-au prezentat alocuțiuni verbale. Pe data de 19 decembrie a avut loc spectacol de Crăciun, unde au participat preșcolari și elevii din comuna noastră, un spectacol din punctul meu de vedere și numai a fost o reușită. Cu aprobarea Consiliului Local Cașin au fost împărțite cadouri copilului prezent. Tot pe data de 19 decembrie, pentru după 40 de ani, un grup de bărbați ai comunei Cașin, din toate categoriile de vârstă și toate categoriile sociale, au organizat Ian cu Jean. După 40 de ani, a fost un spectacol de cinste, o reușită la care copiii și cei prezenți au rămas uimiți de cei de pe scenă. Pe data de 20 decembrie a avut loc a 5-a ediție a concursului Miss și Miss de Calitate 2018-19, acțiune care au umplut din nou Sala Căminului Cultural din Cașin cu locuitori de toate vârstele, fondurile strânse fiind donate în scop caritare. Pentru organizarea acestei acțiuni, tinerii au fost sprijiniți de primarul și viceprimarul Comunei Cașin. Pe data de 31 decembrie s-au primit urătorii în fața primăriei, care au venit un număr foarte mare, atât în recoltatea noastră, cât și din alte localități, făcând un spectacol pe cinste. Pe linie de sport avem două echipe de fotbal, Liga 4, fapt două asociații sportive, Liga 4 județul Bacău și anume. Asociația a avut sportiv Măgura Cașin și Viitorul Guița, ambele terminând turul pe podium. Pe podium, practic, Viitorul Guița, pe locul 1, și asociația cu sportiv Măgura Cașin pe locul 9. Partidele de fotbal s-au disputat pe terenul de sport la Tănase și pe terenul de sport din Curița. De lăudat este faptul că la echipa Viitorul Cuița avem și grupe de copii 8-12 ani, 12-14 ani și 5-17 ani. Deci, de lăudat, copiii sunt atrași spre sport și nu spre altceva. Capitolul 6. Protecția mediului. Pe linie de mediu s-a constatat conștientizarea populației privind colectarea selectivă a deșeurilor, s-a amplasat pe raza comunei contare special pentru colectarea de carton, sticlă, plastic și metal. În linie de colectare de deșeuri, s-a mai făcut o campanie în urma căreia s-au colectat deșeuri electrocasnice. Luna septembrie am organizat acțiunea Let's Do It România, acțiune prin care cetățenii ai localității noastre, împreună cu elevii de la școala Cașin și beneficiarii venitul minim garantat, s-au strâns deșeuri abandonate pe raza cărțăți într-un volum destul de mare de circa 47 de saci de gunoi din zona stadion și zona Plumbilor. S-a decomandat rigola de la fosta secție SMA prin tălcoță mică până la DG-150. S-a ecologizat în urmă în Pălăul Cașin, cu Ixalul Răbuța, cu Ciur Popi, zona Andrășești, străzi de 22 decembrie, strada Primăverii, zona Nilu Comănești, zona Plumbilor, precum și alții ce mărginezi DG-115, DG-127 sau Consiliul Permanenței. Aceste lucrări au fost folosite și beneficiari ai venitului minim garantat, care au fost monitorizați de domnul viceprimar. Plus că, dacă ați văzut, s-au tăiat toți arbuștii pe zonă, da? De lăudat, fiindcă vizibilitatea acum va fi mult mai bună când va veni primăvara-vara, atunci ei încurcau acea vizibilitate și fie. De asemenea, s-au comestizat șanțul ce mărginesc DG-115 și DG-127, zona centrului civic al localității și s-au plantat flori. Capitolul 7. Urbanism și amenajare teritorială. Certificate de urbanism. În anul 2019 s-a eliberat un număr de 123 certificate de urbanism, din care pentru construcții, locuiți și aliste gospodărești,
s-au eliberat un număr de 42 de certificate, iar pentru acordare și branșament la rețele publice de energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, alipire teren, dezmembrare teren pentru OCPI Bacău, vânzări teren, s-au eliberat un număr de 81 certificate urbanism, încasându-se o taxă de 1599 lei. Autorizația de construire pentru desfințare, acorduri, branșamente la rețeaua publică de utilități în anul 2019, s-au eliberat un număr de 108 autorizații de construire, desfințare și pentru acorduri de branșamente la rețeaua publică de energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, din care 26 pentru autorizații de construire, desfințare și din taxe s-au încasat suma de 31.191 de lei. Iar pentru acorduri și branșamente la rețele publice de utilități, număr de 82 de autorizații s-a încasat suma de 1.261 lei. La capitolul 8, agricultură de dezvoltare rurală. Pe perioada 2018-2019 s-au eliberat următoarele acte. 2.325 de grințe pentru buletine, ajutoare sociale, alocații complementare, ajutor încălzire, APIA, EON, notorietate, anexa 1-2 pentru marcat material de nos. 18 petiții rezolvate, 34 contracte arendă înscrise, 62 dosare judiciare trimise, 29 titluri de proprietate electrificate, 8 suprafețe de teren validate. Au fost înscrise în programul SOMIS 12 registri agricole. În cursul anului 2019 au fost deschise poziții de rost, s-au înscris date registrul agricol, s-au verificat și plătate registrul agricol, precum și alte activități desemnate de domnul primar. Capitolul 9. Ordine publică. Lucrătorul postului de poliție Cașin și-au desfășurat activitățile în conformitate cu prevederile legii 218/2002 privind funcționarea poliției române, precum și în baza ordinului dispozițiilor și reglementărilor interne. Accentul a pus în general pe combaterea infracționalității în scopul asigurării liniștii și siguranța cetățeanului. Lucrătorul postului de poliție Cașin colaborează cu instituția primarului pentru a interveni în realizarea unor probleme evite în comunitate. Capitolul 10. Statistică. A fost au fost 13 ședințe de Consiliu Local, s-au elaborat 73 de hotărâri de Consiliu Local, s-au emis 254 de dispoziții ale primarului, s-au înregistrat 37 oferte de vânzare teren extraordinar, sunt pe rol 50 dosare la Judecătoria Onești, 20 dosare la Tribunalul Bacău, 5 dosare la Curtea de Apel și un dosar la Înalta Curte de Casație și Justiție. Capitolul 11. Investiții și achiziții publice. Pentru activitatea desfășurată pe perioada 2012-2016-2020, în cadrul compartimentului tehnic urbanism, de considerare achiziții publice numit prin dispoziția primară cu numărul 136/4-0405-2015 și a dispoziției primară numărul 199/11-2019. Achiziții și investiții. În perioada 2012-2016, activitatea primarului în primul mandat a fost încumulată de următoarele realizări. Acum o să citesc în 2012, fiindcă deja s-a apropiat finalul al doilea mandat și bunurile rele susțin aici cu acolo că nu s-a făcut nimic în 2012, ci până în 2020. Adică Consiliul Local și primarul în această perioadă a fost două Consiliul Local și un primar, primarul e același, care n-a făcut nimic, au dormit. Practic au venit la ședințele să ridice banii și primarul și-a luat optimizația, tot la fel dormind în primărie. Și acum, cu această ocazie, când se și filmează, vreau să fac public toate aceste investiții care au fost făcute cu aprobarea de altfel la Consiliul Local. 1. Teren de sport în punctă nație, în valoare de totală de 5 miliarde, finanțat prin AFI România cu fonduri europene nerambursate. 2. Extinderea rețeaua electrică Leia 04 kV în câmpul Mărăstin. 3. Rețea eliminat public, drum comunal 127 la podul Curiții până la intrare în satul Curița. 4. Locul de joacă pentru copii în satul Cașa. 5. Reparații capitale la podul de peste Părâul Curița în zona Vlașca de jos. 6. Grupuri sanitare moderne la școala Nicolae Păstraru în sat Cașa. Loc. 7. Loc de creiere pentru tineri în curtea Căminului Cultural Cașa. 8. Realizare a 13 metri linear de gabioane pe Părâul Cașa și Curița în zona de loc Poița și pod Pintilă. 9. Consolidare cu gabioane a drumului sătesc din punctul rețea Ion, sat Curița. În anul 2015 am demarat mai multe investiții care au continuat în anul următor de la al doilea mandat al primarului Daniel Soroiu Asen. 10. În anul 2015 s-a semnat contractul de finanțare cu AFIS fonduri europene obținute prin cald Valea Tătușul pentru obiectivul construcție pod autotrafic ușor și petonat, pod Priceac, Nălboc Stadion, în valoare de 5,6 miliarde de lei, a căror lucrări au fost finalizate și recepționate.
Iluminatul fiind asigurat cu energie solară, perioada de monitorizare a proiectului expirând în anul 2020. 11. S-a realizat și a atribuit contractul de execuție lucrări privind modernizarea drumului de interes local la comuna Caș, în valoare de 38 miliarde lei, finanțat în Ministerul Dezvoltării, prin PNVD 1, a căror lucrări au continuat până în februarie 2017, care, când s-au realizat excepția terminarea lucrărilor pentru circa 5 km de drumuri asfaltate în satul Curița și Cașa. Aici amintesc că străzile, cele 9 străzi din satul Curița, cele 2 străzi din Adrășești și varianta din Cașa. 12. Lucrări de modernizare a școala Curița și amenajarea grădiniței de copii și dispensar uman, au continuat în anul 2016, reajuns în excepția cu o valoare de 264.503 lei, tot atunci obținuse și autorizația PSI. Au fost atribuite lucrările privind modernizarea școlii Curița, locuire și arpată și refacere fațade, care a continuat în anul 2019, când s-au obținut autorizații de funcționare PSI pentru întreg obiectiv. Școala Curița, pentru valoarea lucrărilor de 312.314 lei, aici funcționează prezentul la partier, grădinița pentru copii, dispensarul uman, iar la etaj urmează a fi amenajat centrul de tineret, în care se vor desfășura activități artistice în Beștiul Jugărești, cu dotări achiziționate în perioada 2018-2019, instrumente muzicale, obiecte pentru activități în Beștiul Jugărești, roata orarului, șevalete și alte instrumente de pictură, scaune, mese de lucru, calculator cu o valoare totală de 45.290 lei. 14. Investiție, amenajarea terenului de sport și alei betonate la școala Curița. A fost realizat în anul 2016 cu o valoare a lucrărilor de 370.759,08 bani și a fost gândită pentru a se realiza la fostă școală Curița o bază de referire pentru tineri și pentru cei cărora le place sportul, fotbalul fiind una dintre adresele locuitorilor comunei Cașa. 14. În anul 2016 s-a realizat amenajarea unui parc pentru copii în satul Curița. În incinta foste grădinițe, care a și fost demolată cu o valoare a lucrării de 28.512 lei, copiii fiind mutați în noua locație modernă la partierul fostei școli Curița. 15. Referitor la alimentarea cu energie electrică, în anul 2016 s-a realizat proiectul extindere rețea iluminat public în strada Tălpău, cu o valoare totală a investiției de 57.240 lei pentru 400 metri de rețea. 16. Au demarat lucrările la extinderea rețea iluminat public și extindere rețea electrică pe strada Primăverii, recepționat în anul 2018 cu valoarea de 16.783 de lei pentru 700 metri lineari de rețea. 17. Cu privire la rețelele de alimentare cu apă potabilă, investiția a început în anul 2016. Extinderea rețelei alimentare cu apă cu zona Poița, sau Cătunul Poița, să spunem așa, a fost recepționată în anul 2017 cu o valoare totală a lucrării de 140.000 lei și o lungime de circa 1050 metri și au fost predate 3 exploatare către SRC Crab pe Sabacău. În perioada 2018-2019 s-a realizat și finalizat extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă în punctul DG115 Drumul Viilor, în valoare de 125.073 de lei, care în prezent se află în procedura de predare către SRC Crab pe Sabacău. Deja cetățenii au fost vrăceați cu acordul celor de la Crab. 19. Datorită fenomenului hidrometeorologice majore, s-au produs inundații, astfel încât podul din zona familiei Țărcuța Aurel a fost distrus, prin alocare de fonduri de la rezerva Guvernului și fonduri de bugetul local, în valoare de 297.179 de lei, prin situații de urgență și prin grija primarului, podul a fost refăcut în totalitate și excepționat în anul 2018. Reconstruire pod, traficul ușor petronat pe Zifărâul Curița la Trăcuța Aurel, sat Curița, comuna Caș de Subacă. 20. Tot în anul 2016 s-a achiziționat două stații de autobuz amplasate pe rază comune Caș în valoare totală de 6.000 lei. 21. În perioada 2016-2017 s-au realizat proiecte pentru extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală Învățător Nicolae Băslaru din sat Caș, comuna Caș, județul Bacău. 22. Extindere, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural din sat Caș, comuna Caș. Proiecte ce au fost depuse pentru finanțarea prin PNRD 2 la Ministerul Dezvoltării, dar care, deși au fost bune și corect manageriate, au primit răspuns că nu mai există finanțare pentru ele după 7 luni. Asta datorită fiindcă primarul era PNRD și nu PSD. 23. Tot atunci s-au depus proiecte de dotare dispensarul uman satul Curița, comuna Caș de Subacău, în valoare de 62.070 de lei, proiect care a fost aprobat. Cu ăsta a fost aprobat că a fost o valoare mai mică, ne-a dat și nouă ceva, deși a spus proiectul unul. Extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensarul uman satul Caș, comuna Caș de Subacău, în valoare de 403.621 de lei,
care au primit finanțare în anul 2018. Contractul privind dotarea dispensarului din satul Cuița a fost recepționat în anul 2018, iar cel privind dispensarul din satul Cașa s-a finalizat și recepționat în anul 2019, în prezent cabinetul stomatologic fiind funcțional. 25. Întrucând rețeaua de canalizare din cadrul POIM 2014-2020 întârzie să apară, pentru a face funcționale grupului sanitar de la dispensar, s-au realizat în 2019 cu valoarea de 7.437,5 lei, fonduri de la bugetul local, achiziție și montare fosă septică. 26. În anul 2017 s-a semnat la FIR România contractul de finanțare privind modernizarea drumului de interes local în comuna Cașa și județul Bacău, circa 5,5 km de drum, valoare de 4.452.314,17 lei, contractul de lucrări fiind atribuit după licitație publică. Contractul este în derulare, până în prezent s-au realizat două tranșe de plată, în munca lucrării se finalizeze, se recepționeze în vara acesta. Deci aici ne-am făcut la fața de piață spartă. Săptămâna viitoare vom începe cu ceasul. Și când va permite timpul favorabil să dăm la stație de asfaltare, vom începe cu asfaltare. La 27. În anul 2018 s-a semnat la FIR România contractul de finanțare privind achiziția unui burdo excavator pentru comuna Cașa, județul Bacău, utilajul achiziționat prin licitație publică online cu avizul AFIR și ANAP, în valoare de 308.466 de lei. Utilajul a fost achiziționat, furnizat și recepționat direct de la importator în anul 2018. 28. Început în anul 2015, actualizarea PUC și RLU a continuat timp de 4 ani datorită avizatorului de la instituțiile statului și a legislației care mereu este în schimbare. În anul 2018 a fost necesară încheierea unui ultim contract, elaborare de studii istorice și arhitecturale pentru actualizarea PUC și regulamentului de urbanism, comuna Cașa, în valoare de 54.000 lei, care are ca termen de finalizare iunie 2020, când sperăm că va fi avizat în totalitate nou PUC. Pentru realizarea lui au fost atrase fonduri de la Ministerul Dezvoltării prin Consiliul Județean și fondurile de la bugetul local. 29. În perioada iunie-iulie 2018 s-au produs din nou fenomene hidrometeorologice majore, concretizate în inundații, ce a afectat drumul comunal 127 în zona podului Coman Boieru și drumul comunal 125 Poica, Podlicea, pentru refacerea lor fiind alocați din fondul rezerva guvernului 475.000 lei. Pentru refacere s-a procedat la achiziția serviciului de ridicări topografice, la realizarea studiilor topografice și intabulare, la achiziția studiilor geotehnice și expertizarea tehnice, la achiziția serviciului de documente și documentație tehnice, la întocmirea certificatului de urbanism, obținerea vizei, autorizarea lucrărilor în situații de urgență, achiziția serviciului de dirigenție, deci antier și la achiziția propriu-zisă a execuției lucrărilor. Investițiile au fost realizate și recepționate în anul 2019. Pentru a salva centenarul Marelui Război de la 1917, în anul 2017, s-a achiziționat și montat monumentul centenar dedicat eroilor căzuți în luptele din primul război mondial, amplasat în zona Buzești, în valoare de 22.600 de lei, fondul de bugetul local. 31. În perioada iulie-august 2018 a fost achiziționat cu fonduri de la bugetul local monumentul centenar, monumentul crucilor de mesteacă dedicat eroilor căzuți în lupte în primul război mondial, în valoare de 6.900 de lei, care a fost amplasat în întreajlanul comunei Cașin, în satul Curița, zona drum comunal 127 Cașin Curița. 32. În vederea extinderii trotuarului pietonal în satul Cașin, comuna Cașin, în anul 2017 s-a demarat intabularea terenului și achiziția serviciului de proiectare, continuând în 2018 cu obținerea certificatului de urbanism, avizilor și autorizației de construire, pentru ca în anul 2019 se atribuie lucrărilor online în SICAP în valoare de 460.594 de lei, se emită ordinul de începere. La finele anului trecut s-a realizat primul tronson, ce reprezintă 30% din lucrare, și în prezent lucrările au fost reluate, urmând a fi finalizate în acest an. 33. Ca urmare a derulării programului operațional de infrastructură mare 2014-2020, în cadrul ADIP, în operatorul regional TCK Besta Bacău, terenul pe care urmează a se construi rezervorul de gospodare a apelor Curița și stația de purare a apelor uzată Cașă, a trebuit pus la dispoziția investitorului TCK Besta Bacău pentru executarea etapei de studiu de fezabilitate. Administrația publică locală a achiziționat servicii de evaluare, achiziționare, alipire și intabulare, în favoarea comunei Cașin și introducerea acestui teren în inventarul domeniului public al comunei Cașin, în prezent solicitarea de finanțare pe anul 2020, fiind în lista de investiții propuse pe 2020. Ați văzut că eu acolo vorba de 1.800.000, care e cu finanțarea noastră, și noi trebuie să avem cu finanțare pe 4 ani.
și trenul este vorba de carte de furare de Siriști, ăla de 17.000 de metri pătrați care ați aprobat, și cel de la, lângă Masin, la Comand. 34. Deși biserica nouă din satul Puița, care a început să fie construită de către reprezentanții parohiei Sfântul Nicolae din satul Puița, nu era administrată publice locale, prin demersurile primarului Daniel Soroiu, s-au alocat 55.000 de lei pentru edificarea elevației în anul 2016. După finalizarea situației juridice a terenului bisericii din satul Puița și a fundației edificate pe el, prin donarea lui de către Episcopia Romanului și Bacăului, prin parohia Sfântul Nicolae din satul Puița, către Comuna Cașin, s-au finalizat prezentarea serviciului de proiectare și verificare de specialitate la rezistență a proiectului tehnic de execuție pentru continuare lucrări de construire la Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Muceniță Sofia din satul Puița, Comuna Cașin. S-au obținut toate avizele din certificat de urbanism și s-au obținut autorizate de construire. Prin achiziția publică de lucrări, prin procedura certificată, conform pragului stabilit de legea 98/2016, privind achiziții publice, documentația validată de ANAP, Agenția Națională a Achizițiilor Publice, PESICAP, a fost scoasă la licitație în anul 2019. Contractul de lucrări în valoare de 2.379.018 lei a fost atribuit unei firme din București, SC Nobel Om Service SRL, după ce licitația a fost anulată de două ori din cauza lipsei de ofertare. În prezent s-a emis ordinul de începere al lucrărilor, realizându-se organizarea de șantier. Sperăm în până la sfârșitul februarie, ne-am promis să vă aflați treaba. Banii aruncați în buget care a făcut asigură dedicarea la roșu la construcție, inclusiv în viitoare tot anul acesta. Și sperăm că dacă vom mai fi pe aici împreună, vom mai primi fonduri să, și terminăm construcțiul, ar vrea să termine anul ăsta. Fiind la distanță mare, mi-a zis că își permite să țină oamenii cazați la Cașin și ar vrea să termine cât mai repede. Firma este destul de mare, nu e la firma biserică, a construit multe biserici în Moldova. 35. În cadrul investițiilor din capitolul servicii și dezvoltare publică, în anul 2019 s-au achiziționat servicii de proiectare privind studiul de fezabilitate la extinderea rețelei de gaze naturale în satul Purița și sat Cașin, comuna Cașin, județul Bacău, pentru circa 16,6 km de rețea, care a și fost depus la sfârșitul anului, în 1 decembrie, la Ministerul Dezvoltării și administrației publice prin finanțare, pentru finanțare. În cadrul acestui studiu s-au realizat studiul de fezabilitate, studiul topo, studiul geo și documentațiile pentru avizarea. 36. Având în vedere realizările lucrărilor de gospodărie și realizarea de profilări și balansări a drumurilor neasfaltate, afectate de ploi în ghesuri de etichețuri, ori de câte ori a fost nevoie, s-au încheiat contracte de frunzare, sur, piață, spartă și litiere utilașe. Numai în anul 2019 am închis contractul de frunzare, sur, 63 joi, circa 170 de tone și refuz de ciuc 35 de tone, cu o societate specializată și listate online în catalogul de clone. Astfel a fost amenajate într-o primă fază drumul sătesc din satul Cașin, comuna Cașin, zona Drășești, până la limita cu satul Conți, comuna Bociu, pe lungime de circa 400 de metri cu 7 metri lățime și a drumul de exploatare din satul Cașin, comuna Cașin, cu lungime de 60 metri și 3 metri lățime. Pe aceste două drumuri a fost împrășteate 170 de tone scurt, 16,32 refuz de ciuri, cu ajutorul de excavator din dotarea primăriei și a străleațiul primăriei. Ulterior, pentru lucrările de gospodărire și întreținerea drumului comunal, s-au realizat achiziții de prestări servicii de utilaje și fire utilaje, fiind profilate drumurile locale și aștept o cantitate de 528 plus 46 de tone piatră concasate, 0,63 pe drumurile ce aparțin inventarul domeniului public al comunei Cașin. Poziția 32, strada secundară, de la DG Pandomare Luarea, la Sundreașul Nicolae, pe la Gheorghiu Maria, până la DG Moșuedena și Andrei Virginia, 530 de metri. Poziția 33, strada secundară, de la DG Dragul Costache, până la Cristea Gheorghe, până la Cumănești Nicolae. Poziția 34, strada secundară, de la DG Moșu Gheorghe, până la Cumănești și Ion Bordeanu Victoria, până la Pădurul Cuiva, pe o distanță de 100 metri, pe 4 metri lățime. Vă citesc tot? Nu. Așa. Așa. În zona 30, mă citesc? Vezi, mă citesc, poate îmi puneți. Strada secundară, de la DG Dulcea Constantin, la Eftine Eugen, până la Băncilă Gheorghe, 180 de metri pe 4 metri. Strada secundară, de la DG Biserica Domnului Maicii Domnului, pe la Fridoacă Virgina, până la Părăul Curița, la Părăul Cașin, Nuțul Gheorghe. Poziția 47, strada secundară, de la drumul județean Preguniți Ion, până la Gosav Mircea. Strada secundară la Moldoveanu Gheorghe până la Cântea Mărioara, la Cristă Gheorghe, Beșnaru Gheorghe și Cufloarea. Strada secundară de la Florea Gheorghe la Ciobanu Gheorghe și Bordeanu Ion, de la Bunici Ion la Variantă Băunicului Caterina, de la Biserica Sfântului Dumitru la Foiorea, drumul Viilor,
și de la Moldoveanu Ion până la Giunță Gheorghe cu Cufloare. 37. Tot în zona gospodăriei Bunul s-a realizat achiziția de lucrări reparații asfaltice, circa 170 metri pătrați pe drumul comunal DC-127, Cașin-Purița, comuna Cașin, pe, comuna Cașin. Pe zona care era vălurită și degradată, valoare de 35.688 lei. Stimați consilieri, după cum bine ați observat, sfântuința mea a fost maximă, iar munca folosului cetățenilor comune Cașin, pentru prosperitatea celor două localități componente, m-a motivat tot timpul. Singur nu aș fi putut face acest lucru. Împreună cu echipa mea, din aparatul de specialitate al primarului, am dus la bun sfârșit multe proiecte și altele fiind derulate. De aceea mulțumesc încă o dată tuturor celor care se implică și mi-acordă sprijin mulțumire pe care o adresez de câte ori am prilejul. Sper și îmi doresc ca proiectele începute de mine, în afară mandat, să fie duse la bun sfârșit tot de mine, așa cum este normal. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Mulțumim și voi! Haideți să vă invit să luăm cuvântul în legătură cu materialele prezentate. Mergem la punctul 2. Raport, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe 2020, dacă sunt discuții. Aș avea eu, nu știu, să vină la macantatele sau poate domnul primar va să ne răspundă. Da. Văd aici se aprobă bugetul local în venituri de 5.284. Din care? Și aici adunăm. Din care? Venitul proprii 1.258, 628, 452, 118, 2.234 și 10.000 de lei și nu ne dă 5.284, ne dă 4.700.000. Vă rog să calculați. Ați dat și 1.728.248. Nu. Ăla l-adunăm. Deci, ăla, și aici este o chestie. Adică avem venituri 5.200.000 și avem cheltuieli 7.012.000. Eu am văzut, e vorba despre excedentul anului 2019 și se adaugă excedentul de 1.728 la 5.284 și face 7.012.000. Dar, eu spun altceva. Dacă adunăm venitul, uitați-vă un pic la hotărâri, articolul 1, veniturile proprii 1.258 plus cotele defalcate 628 plus sume defalcate pe venit 452 plus ce va da Consiliul Județean 118 plus sumele 2.234 plus subvenția de 10.000 nu dă 5.284, dă 4.700.000. Ca să știm și noi ce votăm astăzi. Una. Doi. Zice, se aprobă cheltuielile bugetului pe 2020 în valoare de 6.854.000, nu 7.012.000. Și votăm noi. Trei. La articolul 5. Spune așa. Se aprobă exercițiul bugetar 2019. Adică ce s-a încheiat, da? La venitul cu 5.661.000 și la cheltuiel cu 5.114.000. Cu un deficit de 1.728.000. Frate, este excedent. Veniturile sunt mai mari decât cheltuielile. Hai, uitați-vă un pic cu atenție ca să știm și la 5. Deci, la punctul 1, nu dau toate sumele, nu dau 5.284.000, exceptând excedentul bugetar. Deci, 5.284.000 nu este suma celor expuse aici. Deci facem așa, 1.258, am făcut șaseară și astăzi din aici, plus 628, plus 452, plus 118, plus 2.234, da, păi tocmai de-aia. Da. Și mai am ceva să o întreb, doamna, că am primit prin poștă, 4.700. Da, da. Constructiv întreb ca să știm și noi ce votăm că... Nu vă contrazic. Așa. Și aici, dacă, articolul 2 și articolul 5. Și mai am... pentru dumneavoastră sau pentru doamna când vine, la fel, la administrația, în referatul dumneavoastră, la administrația publică locală, avem suma totală de 2.123.000 și la fel, ce face parte din această sumă, face 2.130.000. A ceva, la investiții, ceva aveți? E paralel cu lista de investiții, da? După aia, vreau să vă mai întreb. La cultură, am văzut fondul de salarii. La cultură zice materiale 98.000 de lei, din care sport 45.000 de lei,
Și zilele cașului 44. Nu face 98. Face 99. Face 89. Sau 89. Bună ziua. Vă deranjăm. Avem neclarități. Doar nu cu aici, ca să îi arăt așa, ziceam așa, aici am văzut că sunt veniturile 5.284.000, am văzut că este excedentul, să adună și de 7.012.000, dar din 5.284.000, asta este suma, da? Corect, totalul. Da. Adunând toate celelalte, nu ne dă 5.284.000 și avem așa, avem din venitul propriu 1.258 plus 628 cotele defalcate din impostul pe venit, avem 452 sumele defalcate din impostul pe venit, plus cei de la Consiliul Județean 118, avem iar terminalul defalcat 2234, plus 10.000 subvenția, ne dă 4.700.000. Diferența ar fi de 584.000. Da, 584.000 sunt banii de la Consiliul Județean. Nu sunt de la Consiliul Județean, aveți 118. Dați așa. Deci aici avem veniturile proprii, da, da? Plus sumele defalcate. 524. Putem lăsa punctul 2 până când calculează data și trece la punctul 3? Da? Ia să vedem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor și a redevenției la imobile închiriate și concesionate. Cine este... Nu? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mergem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcție și de sfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pe planul 2020. Dacă sunt... Dacă sunt opinii... 594, nu 584. Da. Nu 584. Da. E suma... Da, pentru că aici sunt și cu... Da, 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 de fapt. Da. 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 Adică 10.000 ce este. Da, și 584 ce este. Da. Cine este împotrivă, cine se abține? Yes. Eu mă abțin. La punctul 4. La economia circulară. Da, nu legăm. Aici da. Avem cheltuieli 7.012.000 și aici avem 5.000. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații din imobilul situat în comuna Cașe sau în unul aflat în domeniu public al comunei Cașe în cabinet de medicină de familie și în cabinet de medicină internă. Da, la fel. Punctul 6, proiect de hotărâre privind închirierea unor spații din imobilul situat în sat Cașe în comuna Cașe în aflat în domeniu privat, cabinet de medicină de familie și cabinet de medicină internă. Dacă sunt discuții? 2, 8. Se abține cineva? Un pic vreau să vă întreb la curița, pentru 2 ani, pentru că ați avut schimbarea destinație avizul de la Ministerul Educației. Da. Da? Și mai avem ceva să vă întreb, m-am avut cu bugetul și am rămas plată acolo. Da, aia v-am întrebat cu diferența de la farmacie și am înțeles. A, așa, și aveam o chestie. Știți că în 2019, multiculeți să vă spun hotărârea. E vorba despre hotărârea numărul 48 din 31.07.2019. Am aprobat concesiunea prin negociere directă în beneficiul unor medici de specialitate, stomatologie, ginecologie și internă, două spații din imobilul, dispensarul Marcașin, din sat Cașin, comuna Cașin. Este o hotărâre în acest sens, pe perioada de 15 ani. Puftim? Nu. Deci ca concesionat... Adică... pe 5 ani. Pe 5 ani. Ei nu, hotărârea așa a fost dată. Dar ea hotărârea a fost 5 ani. S-a abrogat hotărârea asta. S-a abrogat, nu, la 5 ani. Iar la poliția că... Nu, la 15 ani. Atenție, la poliția cu 2 ani, în cauza că ați avut la viz. La Ministerul Educației. S-a făcut astăzi. Eu vorbesc de hotărârea numărul 348 din 2019.
este pe site-ul primăriei. Că eu știam ceva și spunea să caut un pic. Și am căutat. Deci este vorba de hotărârea 48 din iulie 2019, când am aprobat concesionarea prin negociere directă în beneficiu acestor medici. Deci atunci s-a concesionat numai stomatologia. Privat contractual de 5 ani. Dacă s-a asigurat o greșeală, dacă s-a asigurat o greșeală și s-a făcut 15 ani, că doamna juristă a ocupat de tot treaba asta, atunci vom deveni cu actul hotărârii de rectificare a autorității, nu aprobare, rectificare. Ca asta înseamnă să rezistăm contractul stomatologului. Da, aici spune concesiune prin negociere, deci aici avem închiriere. Ia ceva. Păi asta zic, ia ceva. Dar cu o hotărâre aia ce facem? Da, atunci vom rectifica pe aia. Dacă s-a asigurat greșeala. Și ea știe 15 ani, da. Cu redevență, cu destinația, ce va fi funcționarea de fapt. S-a ocupat doamna juristă atunci toată treaba asta? Nu, e vorbesc cu Monica Florinela. Nu, însă a făcut documentație. Eu te colegi. Da, știu, am aprobat, am semnat hotărârea. Deci una este concesiunea și una este închirierea. Trebuie să facem diferența. Dar nu făceam referire la această hotărâre. Da. Și este hotărârea aia sau nu poate să altă hotărâre și aia? Da, aia a fost pentru stomatologie. Nu scrie numai stomatologie, domnișoară. A fost? Deci nu? Repet, hotărârea privind aprobarea concesionării prin negociere directă în beneficiu unor medici de specialitate, două puncte, stomatologie, ginecologie și interne, în două spații din imobilul dispensar uman medical Cașin. E hotărârea pe site-ul primăriei. Așa, și acum să revenim la altă formă. Vedem, am și uitat de hotărârea. Da. Deci... Păi atunci am aprobat, acum n-am aprobat, aia vin cu... Deci Dana s-a ocupat de toate chestiile astea și nu mai știam că la câte hotărâri... E aprobat aia, acum o aprobăm și pe asta. Cum rămâne? Concesiune sau... Păi da, dar concesiune la medicină internă nu s-a făcut. Eu știu altceva, că... S-a făcut mai de somnă să facem, da. Eu știu ce am discutat aici, dar nu e ca un caiet, nu știu de obicei. Că s-a propus închirierea, vânzarea. Și noi n-am fost de acord să vindem spațiu medical, dacă vă aduceți aminte, ci să se facă o închiriere. Țineți minte? Domnul profesor, sunteți voi vechi și v-ați zis, s-a făcut o închiriere. Ce s-a făcut, când, cum, ce am aprobat, nu mai țin minte. Dar dacă există, trebuie verificat. Vom analiza, da. Da, ca să nu intrăm în... Vom analiza și nu verificăm. Este vorba numai despre curița. Nu, este vorba despre curița. Este vorba realizată atunci. Avem aici referatul de aprobare a primarului. Da, știți ce s-a întâmplat? Între timp am reanalizat situația și așa am ajuns la concluzia că să mergem prin chirie. Da, nu, Aici se aprobă exercițiul bugetar pe anul 2019, deci vorbim de exercițiul bugetar anului trecut. Da. Venituri 5.661, cheltuieli 5.114, da. Cu un deficit, cu un excedent, nu? Că avem veniturile mai mari decât cheltuieli. Excedent care se revede acum în 2020. Este un deficit bugetar care se acoperă din... De unde e deficitul dacă veniturile sunt mai mari decât... Întreb și eu, poate nu... Deci așa se procedează la buget. El poate fi și egal veniturile, egal cu cheltuielile. Dar ca să evidențiez mai bine... Dar n-ați avut, doamnă, în 2019 deficit. Da, sunt excedent, pentru că sunt banii de la fir, de la drumuri. Însă în buget, când faci imprimatul să veniți la calculator să vă arăt, acolo apare ca și deficit, doamnă. Acoperirea din deficitul unui precedent. Logic, adică noi... Da, eu vă zic că așa este imprimatul și... Da, nu. Și vă spun eu că și mai plecat la fel s-a făcut în hotărârea Consiliului Local. O să vă și arăt. M-am uitat anul trecut. E același lucru, că anul trecut în 2018 ce a fost. Anul trecut a fost tot la fel, un excedent. Da, la fel am văzut și aici, că... Propunem contul de execuție a anului 2020, aici cred că e 2019. Da. Da? Să nu se regăseau aceleași multe modificări și vreau să vă mai întreb ceva, nu e problemă, trebuie să le clarificăm ca să știm și mai ce votăm. Cifrele, să știți că sunt corecte.
Altceva vreau să vă întreb. La fel aici, la administrația locală, avem 2.123. Din care? Ei, din care astea toate adunate nu dau 2.113. 113, exact. Da, au fost multe modificări. Bun. Acum, vreau să vă întreb așa. Da. Și aici. Avem la cultură recreiere, da, 98.000 de lei, da, din care sport 45 și zilele cașului 44, 6, 67, nu ne dă 98. Nu, am zis din 98 atâta reprezintă și restul sunt alte cheltuieli. M-ați înțeles? Da. La sport, tot la fel, ce? Transport, arbitraj și nu știu ce. Ce? De zilele cașului? Dar cum aveau ei, până acum n-au solicitat. Aveau o altă din Consiliul Local, prin care vom aproba asocierea pe ei. Am avut până acum, da. Și atunci, veți vedea și tot fie da. La zilele cașului, 450 de milioane, vei vorbi? 45 de milioane, da. Da. Asta s-au locat, dar s-au fi cheltuit, nu s-au cheltuit. Vom vedea că se poate cheltuit. Da, se va vede. Mi s-a părut, adică multișor. Nu, multișor, la de comunii, apropo, cât e 100.000, 200.000. Nu zici de la da, religiu. Fiecare cu bugetul lui. Și noi cu bugetul da. De asemenea, aici, uitați, la asistență socială. Avem 480.000 de lei. Nimic, da? 451.000 face 490. Este vorba de 10.000 subvenția aia. Da? Da. Mitrocitoșii. Bun. Da. La locuință și servicii. De dezvoltare publică. De doi, pe total. Păi, 104. Un moment. În lista de investiții avem 40.000 la extinderea rețea electrică și luminat public. Restul de 100, să înțeleg că sunt, este consumul de energie, 140, da. 100 reprezintă cheltuială și 40.000 investiții. Da. Altceva vreau să vă spun. Alimentarea cu gaze, 1.362.000, sunt în buget 90.000. Da? Deci în buget prevedem așa, pentru rețea de gaze, nu e interesant, nu? Ba da, dar tot la aceea problemă. În lista de investiții avem 90.000 pentru rețeaua de gaze. Aici ați spus că este 62. Da, este luat decitați pe total. Nu, totalul deci, capitolului. Da, 90. Deci avem 90.000 la, ca să ne înțelegem, 90.000 la gaze, extindere rețea de gaze. Așa. Și avem la apă 164. Nu am văzut aici. Dar este lista de investiții, da? Este cofinanțare. Bun, caruselul ăsta de 18.000, unde îl amplasați? Caruselul, dar nu va fi de 18.000. S-a a pus niște investiții. Bine. E va fi și cum va fi. Da, când va veni, să avem suma de jos. Nu, prețul de jos și aici în spatele căminului va fi pe ceva. Bun. Și oricum, chestiile astea toate, nu vă dau trebuie să mai uitați o dată lista de... Da, că total trebuie să... Într-o cito șaseară șansi și, băi, zic, cred că nu dăm. Da. Bun, perfect. Și avem aici la drumuri de interes local banii cu 1.625, am văzut acolo. Doctorul prietonal ca să-l achitați anul, da? Da. Așa. Bun. Deci, cam asta e. Vă mai uitați un pic pe să le refaceți ca să... Le fac eu un pic aici. Da, bun, mulțumesc. Și altceva vreau să vă întreb. Ia uitați, am primit prin poștă un plic. Nu știu de la cine este adresat, doamnei Clintoare, tot de contabilitate. Doamne consilier, l-am adresat? Nu dumneavoastră, l-am primit prin poștă și eu mă adresez dumneavoastră în calitate de contabil. Aici am găsit o factură de la Orange cu despăgubiri conform contract 17.000 de lei, adică 170 de milioane vechi. Ce știți de factura asta? Că ați primit-o, bănuiesc. Factura consolidată, primăria ca și văd că a șters aici. Este o factură pentru că cei de la Orange... Știți dumneavoastră, n-ați primit-o? Nu, dați-mi... Păi nici nu trebuie să o primească. Am făcut lecturi și am înțeles lucruri cu ei. Noi am terminat cu ei contractul în decembrie. Da? După ce am terminat contractul, am încheiat contractul cu Vodafone. Fiindcă și semnau mai bun. Și un contract mai bun. Dați-mă un pic, dați-mi voi să vă explic. Ei s-au agățat că până 2014 a fost un act adițional care nu mai este valabil. Nu le expirat contractul de achiziție sau cu la Măgureanu. Da? Și vin cum a fost și Vodafone odată și cerea 116 ceva de lei. La care i-am făcut factura retur. Și n-am făcut în contabilitate. Deci eu dacă nu vreau să plătesc o factură și nu sunt de acord cu ea, nu mai registrez în contabilitate. Deci s-o registrez. I-am făcut retur. Am mai primit o factură retur din nou, prin care s-au niștit. Nu aveți primit niciunul. Ei, din ce știu eu, ca și persoană fizică, ei calculează aceste despăgubiri în momentul în
care reziliezi contractul înainte de termen. Păi, tocmai că ei vor să încerce... Nu-i legal, nu. Nu au fi doamna la sfârșită. Tocmai că ei, un act acționat în 2014, care nu a dat acționat pe 56 luni, dacă eu în 2017 închei pe 2 ani de zile, până nu are valabilitatea acolo acționat în 2014 cu 6 luni. Automat. Și s-a dus 2017 și 2019 s-a terminat. Dar n-am făcut aiurea că am făcut-o cu doamna Măgureanu, deci a fost achiziție făcută cu cap, contract. Și am trimis copii cu contract lor. Plus factura e tur, că nu... Dacă există stipulat un contract, ei nu va... Nu se mai pot îndrepta... Nu se mai fac față nimic, dar ei așa încearcă, că de ce că te portezi din altă parte, da. Că altfel nici nu puteam face portarea de la ei la Vodafone, ce dacă nu ne primea. Deci eu m-am judecat cu Vodafone-ul, pentru că am încheiat contractul înainte de termenul pe care vroiau ei să aibă și m-am adresat la Protecția Consumatorului, da. Mi-a dat dreptate. Deci se poate încheia înainte de termen. Da. Dar ei încearcă. Am avut, de exemplu, că am preluat în 2012 mandatul, am avut o problemă, iar aducerea la Vodafone, e puțin la Orice. Și veniți, trebuie primar, cine fiți, cu 16.000 de lei. Am făcut niciun caz, dar mi-a trimis un unic acasă, nu i-am răspuns la somații lor, că am unic avocatul, ci că nu răspundeți la nimic ce vă trimite ei. Dar factura n-a și înregistrat. Și la un moment dat ei se vor liniști și nici factura n-am înregistrat. Asta e foarte important. Deci eu i-am dat-o doar la listă, nici la atunci știu că e procedura, i-am dat-o doar la listă și doar la listă, domn primar, nu o listă. Eu te mutim înapoi, da, să mutim înapoi și le explicăm că nu au dreptate și s-a liniștit lucrurile. Da. Ei încearcă când revin la punctul de aprobare de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, dacă avem încredere, doamnă inspectoră, da, mai explicați o dată, că doamna Gabriel este că nu mă interesează. Ce v-am întrebat dumneavoastră cu gazul? Cu gazul, domnul Vârceanu ne explica care este fața, adică în ce fața a ajuns. Fiindcă și astea am vorbit Ministrul Dezvoltării, vorbeam să emită ordinul, pentru că fondurile europene vor fi aprobate. M-a întrebat și am răspuns că am depus proiectul și proiectul nostru va fi primordial, deci va fi în linia finanțare. Și vom încheia contractul imediat după ce vă dau un buget acolo e prevăzut, o sumă care a citit-o. Da, cu cei 90 de mii, trebuie să plătim din ei Institutul Sfântului 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 acea lucrare pe care eu nu i-am văzut doamnei proiectanți, fiindcă nu am, deci m-am învățat viața și am învățat să nu mai am încredere. Azi, în momentul când mi-a plătit, va primi bani. Nu mi-a plătit tot până în decembrie, noi banii am avut. S-a reportat în fondul meu, da? Și acum mi-a dat documentația, am dus-o la, depus-o la minister și acum îi vom părti documentația. Revin la punctul 2, la buget. Să refaceți asta, da, da, da. Dar ca idee să refaceți... Da. Supunem pe aprobare. Cine este pentru? Deci cu... Cu am dat cu și am rămas la primul punct, raportul anual de activitate a domnului primar. Dacă aveți opinii... Aș spune că da. Ceea ce s-a materializat în materialul respectiv este, de fapt, munca depusă, inclusiv de noi consilieri care am aprobat toate lucrările care s-au făcut pentru gospodărirea comunei noastre, așa, și cred că cine spune că nu s-a muncit e puțin răutăcios. Pentru că inclusiv noi am aprobat și am știut și am verificat, poate sau chiar am fost de acord, cu ce nu să, ce trebuie făcut și ce trebuie făcut în comună, ca și în urgent, în funcție de priorități. Cam asta am vrut să spun. În rest, problemele depun de la sine, ceea ce s-a discutat în materialul de astăzi, astea sunt probleme anuale care trebuie să rezolvate, inclusiv cel care vine de la mediul, de la gunoi și așa mai departe. Așa, taxele și impozitele pentru chirii, astea sunt obligatorii. Raportul e un fel de raport de activitate în care, mai repet încă o dată, inclusiv noi, consilierii, am avut un cuvânt de spus pentru acest lucru. Da. În afara problemelor de material, aș întreba pe domnul vicepreședinte, un singur lucru. De ce nu e noaptea lumină în București? Asta nu, urma un pic, e vorba de gimnaziu public la punctul la școală, prima parte a statului. Acolo tot timpul când bate vânzut, datorită faptul că cei de la Ion nu m-au schimbat, a rămas pe felul vechi de aluminiu și n-au pus tot s-o dat,
Sunt copaci chiar, sunt mulți copaci chiar aproape dumneavoastră, la domnul... La tăiată, la ceapă. S-au auzit cumva de Ofilie, a făcut scurt și a dat afară. Am auzit cu firma cu care avem noi contract și a zis că o să vină să remedieze situația. Dar am aflat și-o târziu, să știi. Dar să știți că e 8 ani, zic, eu am plecat la... Vă cred, dar am aflat și ieri am aflat. Ieri am aflat. Nu pentru mine. Eu chiar am fost, scuze-mi, în ce scuze, era de la punctul de aprindere de la Zărnescu. Da. Fiindcă s-a luat curentul și ceasul de reglează. Și era cu oră mult. Și ele se aprindeau și știau pe o lumină și... Aprinse, da, așa. Și m-am dus la reglatul ăla, că ăla se reglează, se reglează cu celălalt automat. N-am gândit nimic, tot primar, vedeți că până la magazin la Cepoia nu funcționează. Până acolo da, să da, fie. Da. E gata. Nu mi-a zis nimic, nu știu. Seara m-a sunat Liviu Zărnescu. Și m-a luat un vici și am sunat la... Am sunat, am venit în ședința astăzi. Da, foarte bine, foarte bine. Eu am venit târziu când am venit acasă seara de la București și astăzi... Măi, nu a fost... La 7-a zi sau 8-a zi de când am venit. Nu e bine deloc partea. Sunt copii care vin de la școală. Dacă aveți de la civilitate, aș vrea să fiu și eu apărat la cabinete. Da, nu am să rezolv. Da, asta e o răspuns. Vreau să mai spun ceva. Da. A început primăvara și multă lume aruncă deșeurile pe marginea apei. Deci am început bidoane, toate, să punem niște pancarte în care să primul pas, interzicem aruncarea gunoaielor, că nu se poate, o să facem aproape în toate zonele. Deci sunt zone, chiar se vede vizibil pe stradă și urâți și poluant și ar trebui să luăm măsuri. Aș vrea să spun despre la domnul domnului primar, este un cantrigi în primării, și am o propunere să apară, de exemplu, pe pagina de internet a Comunei Cașin, toate realizările făcute în mandatul 2016-2018, pe ani, așa, fără a da explicații între și între ce s-a asfaltat. Realizări, pentru sporturi, extindere, rețea electrică, gabinete, pentru că separat de raportul domnului primar pe pagină, pentru că nu citește nimeni o carte de... Da. Și da, bine să specific. Este rubrică, dar acum vreau local, ăsta, cum zici, monitor oficial local, că sunt implicat, în fapt, trebuia că sunt cea mai interesant, dar ne-am mișcat noi de greu că n-am găsit cine să ne facă acest monitor oficial și acolo, pe monitor oficial, avem și chiar și obligația de a publica tot, va fi publicat el și ce trebuie. Cum să facă într-o culoare mai... Fiindcă cu cine aveam un contract de administrare site, mi-a cerut foarte mult să facă acest monitor. În jur la vreo 10.000 de lei și atunci a căutat la cineva. Dar este o secție la Iași. Adică vă spun... Da, la cineva... Nu, dar vă spun eu dacă vreți. Care nu ne face, adică nu ne ia ceva, practic masa la administrare site în continuare cu o sumă de... Și pun la vot pe raportul domnului primar, ultimul punct. Cine este pentru? Nu se mai spune. Nu, nu, este raport și atunci. Aș vrea să vă spun că monitorul oficial e împărțit în trei. Bazele în Bucureștiu, Ardealul și Moldova. În București intră și Muntenii. În Moldova există o secție a monitorului oficial, care pe Onești, când am venit la Adicea, mai bine am avut o linie. Este un pas. De monitor oficial, care se urmă de astăzi, și așa, și așa, și așa, și așa, și așa, Și asta la facultate. Cine să te-ai